Bună ziua, sunt Tina Kalmanovici. Salutări din Stockholm, unde locuiesc din ianuarie 1981. Pare rău că nu am putut veni la întâlnirea de 40 de ani, dar putem ciocni un pahar virtual în cinstea întâlnirii. Noroc! Am plecat în Suedia la jumătatea anului 5, în 1981, și am terminat facultatea la Stockholm în 1985. În prezent lucrez la Link Arhitectura AB, un birou mare de arhitectură, cu circa 500 de angajați în Suedia, Norvegia și Danemarca. Am și o firmă proprie, Arhitectura Data, cu care am proiectat vile și alte lucrări mici. Așa arăta centrul Stockholmului în 1936. Cu anii, zona centrală s-a degradat. Așa va arăta în 2025, când va fi gata proiectul la care lucrez în prezent. Este un proiect de restructurare urbană în colaborare cu biroul Foster and Partners din Londra. Eu conduc proiectul unei stații noi de autobuze subterană, legată de metrou, tren, vapoare și noi galerii comerciale. Cam atât despre arhitectură. Cea mai mare bucurie mi-o aduc fetele mele, Maria, Alexandra și Laura. Revedere! Vă îmbrățișez pe toți și să ne revedem cu bine peste 5 sau 10 ani.